Deși neașteptată, vizita ministrului Elena Udrea la Obârșia Lotrului nu a scăpat de ochii presei, însă a scăpat președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Ion Câlea. Am fost împreună cu prefectul județului și vicepreședintele Consiliului Județean. Am avut reprezentarea din partea Consiliului Județean la această întâlnire. N-am resimțit prezența domnului Câlea. Nu, eu pot să răspund foarte bine. Vreau să vă spun că vizita a fost foarte pe nepregătite, să spun așa. Noi am aflat foarte târziu de că vine doamna ministru și ne-am organizat cât am putut. De asta nici presa n-am putut să o anunțăm în totalitate. Era 8 dimineața, acum puteam să... Unii au răspuns la telefon, unii mai puțin. Și s-a sunat și la... Nu era obligația noastră să anunțați presa, o anunțați dacă vreți sau nu. Da. Obligația noastră să aflăm oricum. Iar în problemele de finanțare de către Ministerul Dezvoltării Regionale și faptul că beneficiarul nu este Consiliul Județean, este Consiliul Local Voineasa, iar reprezentantul Consiliului Local Voineasa, deci primarul, a fost acolo. Deci nu cred că din punct de vedere protocolar s-a greșit cu ceva.